Salutare YouTube, sunt Aurel, bine ați venit în satul meu. În episodul trecut am făcut câte ceva în speță pădurea Rosta, fierarul și în episodul de astăzi vreau să mai facem câte ceva, mai multe clădiri. Vreau să dau drumul la clădirea asta care este, cum îi spune, vânătorul. Hai să-i dau drumul. Să dăm drumul și la acțiune și să mai măresc aici limita și să mai fac ceva de mâncare și pe aia să dau drumul la câte o casă, pentru că deja casele sunt cam umplut de oameni. Aici sunt copii, avem deja un copil care a devenit adult și să completăm, vedem unde mai trebuie. Uite la pădurea Archea. De fapt, n-am pus bine. Trebuie să punem unul la constructor. Hai să dăm drumul la vânător. Vânătorul care ne aduce mâncare și piele. Bineînțeles că rămânem iar fără lemn. Să vedem cum stăm cu mâncare. Să facem și haine, să facem un confort la cetățenii noștri. Aici deja este puțin cam supărați. Nu prea. Ok până acum. Atât timp cât au mâncare și lemn, deocamdată e suficient. După aceea vedem ce mai trebuie. Aici avem lemne de foc și puțină piatră. Pădurăreștii se ocupă de treabă. Ia să vedem ce au adunat. Lemne 9 și piatră 2. Vezi că apar și pui pe aici de brad sau ce sunt, brad, că este verde. Deja e și cultivă. Aș putea să fac o treabă, să opresc eu plantarea. Să-i las efectiv să adune resursele, că deja cercul e destul de mare în partea asta, uite. Și după aceea, ca să câștig un pic de materiale. Este toamnă de vreme. Asta ce înseamnă? Că e septembrie? Suntem deja în anul 3, avem 13 adulți, 5 copii, vremea e ploioasă, e ok până acum. Asta îi lipsește fierul, cred, nu? Pentru că văd că lemne are și fier, cred că îi trebuie. Să ne uităm un pic după fier pe aici. Ia să vedem ce adună asta. Ah, adună și fier. E ok. Dacă am oprit plantarea, văd că s-au apucat de treabă de celelalte resurse. Bine, o să dea puțin aici, pentru că tot lemnul merge la construcții. Mai trebuie ceva lemn. Deci 14 de 34. Da. Ia să verificăm și cum stăm cu pescăria. 721 față de anul trecut. Bine, este toamnă. Mai este și ceva vreme până la sfârșitul anului. Cum dispare lemnul ăla imediat, pac, pac, pentru că la lemne le ia și la construcție, le ia și la de asta cum ești pe tăietorul de lemne. Să facă lemn de foc. Aici ciuperci, fruct de pădure, ceapă și dăcini. Ok. Deci în mâncare zic că stăm destul de bine. 100 pește avem. Unelte avem puține. 8. Dacă mai faci asta acum, dacă găsești de fier, mai faci. E același lucru cu hambarul. Mă gândeam că e 475. Nu, diferă. Am și în hambar, am și în căruță. E bine. Până acum, deci am ajuns al treilea an și n-am mor de foame, nici de frig. Unelte pe aici am. Am 8 unelte aici. Și am și în căruță. Da, 26.
Ah, stau bine. Clădirea asta este să văd ce mai aș putea eu să construiesc. M-aș hazarda să fac o casă. Să mărim totuși un pic populația. Hai să o pun aici pe malul apei. Fac direct una de... Ideea este... fac casa. Mai mă o să aminte ceva. Și să fac o... o fântână. Nu m-am gândit și la dezastre. Casa, dacă e deja început să ningă. Casele, dacă sunt de piatră, rezistă mai mult la cutremur și fântână ne ajută la în caz de ia foc. Uite, scrie aici. Să fac totuși ceva simetric ca să... aici. Ca să vin cu un drum. Și așa să dau un asta la altul. Da, de piatră e puțin. O las să o construiască, că oricum... A, o luat piatra de aici și... Păi să construiește și la cabana. La cabana vânătorului, dar ne trebuie... ceva oameni. Ia să vedem cum stăm noi cu... Am pus eu drumul acolo, dar nu prea intră nimic în zona aia. Cred că dărâm și fac mai lat. Mai în dreapta puțin ca să... vedem după aia. Ce clădire ar putea să intre acolo micuț așa. Ia să vedem aici. A, ăștia au... Da. Ăștia au plecat să construiască fântâna. Parcă văd. Sau ăștia, de fapt că e unul singur. Ce am zis? Exact, ce am zis eu. Fântâna aproape gata. Da, e bună și fântâna pentru că în caz de ia foc satul o să avem de unde să stingem. Și după aia dăm drumul la casă. Ideea este că a devenit adult. Hai să-l punem direct la construit ca să meargă mai repede. Ideea este că dacă fac o altă casă, se mută în ea deja și trebuie să acolo o familie și alți copii și... uite, deja mai vit unul, a devenit adult și punem la vânător direct. Nu. Aici. Ca să începe să... uite ce de căprioare aici. Ca să înceapă să ne adune mâncare. Păi ce construim mai devreme? Ați adună piatră. Ia să vedem dacă ăștia au început să adune ceva. Încă nu. Și după aceea, dacă tot am făcut noi treaba asta, ia să ne mai lungim cu drumul. Și ar trebui să pun... să pun unde asta de făcut îmbrăcăminte. De exemplu, asta ne ajută, vă adună, cum se spune, pentru sănătate, tot așa. Adună un fel de farmacist ceva, adună plante de astea. Hai să... oh, ce mare e asta. Și încă pe aici. Să pun aici. Pun o pauză. Că deocamdată nu avem resurse suficiente. Să văd dacă e gata fântâna. Că
Unde gata nici acum fântâna? Hai să mai punem aici la adunat de resurse mai mulți. Ia să vedem ce au adunat ăștia. Încă nu adună nimic? Sper că un singur vânător, dacă nu mă înșel. Hunter, 1. Și mie trebuie 3. Câți adulți avem? 16 adulți și 3 copii. Uite, a venit și primăvară de vreme și a început să ningă. E zăpada miilor. Până la noi martie. Hai zi, mai trebuie piatră? Păi și nu avem noi piatră aici? Nu avem. Ia să vedem ce adună ăștia, adună și piatră sau? Te adună și piatră. Că au în zonă numai de piatră. A trebuit să facem și, spuneam eu, s-a trecut carieră de piatră și de mină de fier. Dar trebuie foarte mulți, dacă nu mă înșel, la cariera de piatră, cred că 15 oameni care să lucreze în carieră. Și aia se poate pune oriunde, mina se poate pune pe un munte pe aici. Dar trebuie foarte multă populație și deocamdată populația noastră de 16 locuitori este cam puțin. Așteptăm să facă fântâna asta lor. Probabil că e puțină piatră aici, ăștia avem toate acum. Aș putea să fac o treabă. Să pun să adune numai piatră, collect stone. Dar nu din zona în care ăsta de aici. Au plecat, numărim puțin viteza. Oi, cam deoparte, că ăștia piatră tot mai până aici. Ați făcut eu o chestie de aia, un depozit din ăla. Aici câte piatra trebuie. Oho, 48 și aici. Bine, asta nu îmi grabă până nu adună asta vânătorul, până nu adună piei. Uite, deja a început să adună. Și vânat și pielele. Pielea asta de la aici face hăinuțe. Și creează... Sunt ca supărați ăștia. A, sănătatea. Scade sănătatea, deci trebuie neapărat să facem moda asta de... Vă spuneam eu de farmacist, adune plante. Și asta... Pune tot pe aici, departe de casă, în pădure. Pauză și asta. A, nu cere mult. Lemn cere mai mult și piatra 12. Nu cere mult. Păi cred că îi dau drumul la... Dacă fântâna aproape gata. A, aduna tot, acum doar o construiești. Între timp mai avem un adult. Să-l punem noi la foresterul ăsta ca să adune cât mai mult. Ce cruce e? A, vedeam o cruce, nu știam de ce. Putem să mă uit în fântână? Nu putem. Avem 17 adulți și 2 copii. Cred că sunt casele suprapopulate. A, dar uite, mai au locuri. Și am ajuns la 33 de ani. O să dau. Deci prima dată o să fac ăsta, herbalistul, și după aceea fac casa. Populația încă mai are o să stea. Hai mă, cu fântâna. ...75, 76. Hai că nu numărăm pe aici. Am făcut gata fântâna. Și e gata. Bun, dăm drumul la asta. Și exact 2 constructori, întrebuie pe care i-am și alocat deja.
să ne adune, să ne... Și aici, fericirea lor, mi se pare că e să facem... Ce mai bine de făcut? Taverna. Și mi se pare că biserica, dacă nu mă înșel. Ah, și avem și spital. Ce caută ăștia pe aici? Păi că a picat un copac. A dus piatra și lemnul acum îl duce și e gata și cu... Și pe aceea face în casa și cred că e gata pe... pe episodul ăsta. Hai să mări limita la 1000 totuși, să nu stai degeaba asta. Deși puteam să iau omul de acolo să-l mut la... Dar mai bine să am mult lemn de ăsta de foc. Cred că să mă trezesc iarna pe... Mă lăsă de frig. Cu mâncarea stăm bine. O să vin la fântână? Ce fac aici? Ia să dăm puțin viteză mai încet. Sunt cam mulți oameni în zona la fântână, nu știam de ce. Să beau apă, să bea și apă. Nu stau în clădirea asta. E aproape gata, mai trebuie lemn. Vedem ce adună forestieri ăștia. Uite, adună destul de mult lemn, pentru că în zona asta e mult lemn și fier și piatră. Destul de mare area în care lucrează. Ia uite. Până aici, până aici. Asta își face datoria. Dacă am puțin, am fugit căprioarele. Dar uite de aici. Acum dacă noi defăcem pădurile, distrug animale. Uite că e gata și... Herbalistul, tocmai mi-a crezut. Am o drăcire de asta la căști. Care e rol de bas, nu știu ce ești. Mereu îmi cade, îmi cel în brațe. E o chestie micuță așa, că gen la două baterii, exact două baterii în cap acolo. Și îmi dă chipurile bas în căști, dar n-am mai pus baterii și n-am mai... Mă trebuie legat un cablu. Și n-am... N-am mai legat de mult. Dar în schimb, când îmi pică, mai mă învârt cu piciorul și îmi pică din... S-a auzit un zgomot de mai devreme în căști, sau așa am auzit eu, nu știu dacă s-a auzit și pe filmare. Dar... Fă destul de comod. Lemn. Știm că l-am fost la clădire. Păi... Asta e gata. Aproape gata și dăm drumul și la... casă. Urmând ca... Croitorul să-l facem episodul viitor. Că deja ne apropiem de... Vreau să-l fac undeva la 20 minute episodul la... Bine, și știu că așa promit și la Minecraft, dar... E cam greu acolo, că... Se întâmplă exact când se închide episodul, se întâmplă de ceva. Atunci nu pot să închid chiar așa, repede. Bun, mă loc că deja 2. Aici se adune... plante. Și să dau drumul la casa, am zis. Casa de lemn. Ce mi-a zis? Dar de ce nu mai am eu... Asta. Nu știu de ce l-am închis în greșeală. Aici îmi trebuie puțin. Dar cine lucrează la casă când am alocat șantierii, să zic așa. Hai să prind aici. Sau oamenii care deja materialele aici. Asta văd că se cam umple. Dar e la jumătate aproape, 45%.
piatra avem o grămadă. Casa e gata. Și probabil că o să mute în ea ceva oameni. Comunitatea noastră se cam mărește. Deci chiar ia forma unui sat. Avem o grămadă de clădiri care deservesc satul. Mai mări limita și la lemne, ia să vedem. Să adune, să lucreze. Bun. Deja s-a mutat un nene cu o tanti. El e cam el. Care e? Sau ea e fata. Dian, e fata. E mai mare ca el. Probabil că o să facă mulți copii și o să ne mulțim și să facem populație mai mare. Cam atât pentru episodul de astăzi. Până data viitoare vă invit să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Este în dreapta jos un buton care scrie subscribe, vă invit să-l apăsați. De asemenea vă invit să apăsați și butonul de like. Vă invit să urmăriți și celelalte seriale mele de Minecraft. Până data viitoare, eu vă urez un sincer salut!